Evaluarea națională la finalul clasei a 4 a început astăzi cu proba la limba română conform calendarului aprobat de Ministerul Educației. Miercuri va avea loc proba la matematică, iar elevii din partea minorităților naționale vor avea de susținut joi proba la limba maternă. Evaluarea națională la clasa a 2 a avut loc săptămâna trecută. Potrivit Ministerului Educației, testele sunt elaborate de Centrul Național pentru Politici și Evaluare în Educație, au un format asemănător evaluărilor internaționale și implică un nivel mediu de dificultate. Testele sunt evaluate în cadrul unităților de învățământ de către comisiile de evaluare constituite la nivelul acestora, în termen de cel mult șapte zile de la data susținerii ultimului test, rezultatele individuale obținute la aceste evaluări nu se afișează, nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei.